E un oraș frumos. Asta este ceea ce îmi place la București. Și este o frumusețe care e discretă și nu se relevă tuturor ochilor. Ai nevoie de un ochi destul de antrenat și sensibil la frumos pentru a-l depista. De exemplu, dacă intri în oraș prin Bulevardul Pantelimon, s-ar putea să fii șocat de acele fronturi de blocuri înalte de 10 etaje, cu fațadele plane, cu balcoanele închise și toate la fel pe o distanță de 2 km. Dacă ai însă curiozitatea și treci în spatele acestor fronturi construite, atunci poți să descoperi Bucureștiul de odinioară, Bucureștiul care era denumit în epocă Micul Paris. Și era denumit Micul Paris nu pentru că ar fi copiat niște modele franțuzești, deși cu siguranță avem piețe stelate în stilul piețelor franceze din sistematizarea lui Osman. Nu mă refer la Arcul de Triumf bucureștean, care seamănă și o replică ceva mai mică a Arcului de Triumf din Place Etoile. Mă refer mai ales la atmosfera orașului, foarte apropiată de atmosfera pariziană. Asta era caracteristic Bucureștiului interbelic. Urmează o perioadă dificilă, dar totuși care îi datorăm câteva clădiri reprezentative ale orașului, cum ar fi Casa Scânteii, actualmente Casa Presei Libere. Avem un conglomerat extrem de divers, de stiluri arhitectonice, de straturi, de suprapuneri, de istorie. Depinde de foarte mulți factori ca arhitectura să fie bună sau rea, să-i spunem așa. Depinde în primul rând de arhitect, dar depinde și de societate, de nivelul de cultură, de nivelul tehnologic cu care se realizează construcția respectivă proiectată de arhitect. Și ceea ce rezultă dă seama de fapt despre o anumită epocă, despre caracterul și caracteristicile unei epoci. Arhitectura poate să facă foarte mult bine. Prin armonie, prin frumusețea proporțiilor, prin caracterul mânghietor și consolator pe care o arhitectură de bună calitate îl are, nu ai cum să întorci spatele arhitecturii, pentru că ești în interiorul arhitecturii. Între toate celelalte arte, arhitectura e acea artă de care n-ai cum să scapi.